fi bine în cazul în care, desigur, depunerea ar fi centralizată de către stat, ar fi un site oficial, da? Deci nu prin Facebook. Mai ușor să iei, dar cum? Timpul și știți cum și hârtiile și tot te trebuie adus de stat la rând și tot. Și mai ușor. Eu nu înțeleg cum de lucrat la internet, dar tineretul tot știu, ficiorul, fiica, tot știu. Pentru tineret poate e mai ușor, dar pentru noi e o leacă mai dificil, cum zici, că nu ne-a ocupat atâta vreme cu așa ceva. Asta în cazul când persoana disponibilă, adică care e solicitată, dispune de internet sau cred că ar fi mai ușor și mai comod. Nu știu. E fi mai ușor, cred că. Eu nu cred în asta. Ca și cum au făcut înregistrările ca să deschizi o organizație, o firmă, ceva sau... În online, cred că. Și oamenii merg totdeauna până nu se ducă cu picioarele lor. Personal, cred că ar fi mult mai combinabil pentru oameni, cel puțin pentru cei care nu pot să se deplaseze. Pentru că știu că de multe ori ședințele de judecată nu se desfășoară din cauza că mai multe persoane nu sunt prezente. Respectiv, asta ar putea fi o soluție pentru procesele de judecată să fie mult mai fluide. Eu cred că ar fi mai bine pentru oameni. Transportul acum e foarte scump. Pare o idee bună, atâta timp cât uneori nu este posibilitate să ajungi, în dependență de situație, desigur. E bine că e mai comod. Lumea să nu se deplasează la un loc, dar să... de acasă. De acord, total. De ce? Păi, comod, cred că nu trebuie să pleci undeva, poți să faci asta de acasă. Mai bine, mai bine. Stați acasă, pe internet, mai bine. Facilitatea este că nu trebuie să cheltui bani de transport. De ce nu? Fiindcă stând acasă, te simți mai liber decât acolo când stau toți prin prejur și ai ceva emoții. Acasă, cred că te simți mai în siguranță. Cred că nu e bine. De ce? Trebuie să fii și sufletul, nu mai rațiune. Țara noastră ar fi o idee bună. Inteligența artificială nu poate fi coruptă din acest motiv. Cred că nu, pentru că roboții n-au sentimente și nu pot să înțeleagă ce situație are persoana dată. Я думаю, что заменять человеческий фактор чем-то, каким-то интеллектом будет неправильно. Потому что все-таки человек, он принимает решения, человеческий интеллект, он будет на основании каких-то, наверное, тех же прописанных законов. Такое двоякое, я не могу точно ответить как положительно, либо отрицательно. Нужно думать, наверное, нужно внедрить, чтобы посмотреть, как оно будет работать, сделать какие-то выводы. Парик идеи фарти бун. Да. Нас фурибань.